Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prieteni, potrivit estimărilor făcute pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, costurile lunare ale unei familii cu doi copii în România pentru asigurarea unui trai decent au crescut cu peste 1300 de lei anul trecut. Asta că tot vorbim de scumpiri, de prețuri și așa mai departe. Iar valoarea coșului minim de consum al acestei familii, doi adulți și un copil, vă reamintesc, a ajuns acum la 9.978 de lei. Deci, practic, 2000 de euro. Menos 2000 de euro, 10.000 de lei, să zicem, rotund, pe lună. Da? 10.000 de lei pe lună, o familie cu doi copii, ca să aibă un trai decent. Nu să se resfețe, dar nici să moare de foame. Și o să vă spun valorile pentru diverse formule de familie și acum ascultați cu atenție și încercați să vă poziționați ca să vă dați seama dacă sunteți peste sau sub acest nivel de trai decent. Așadar, am spus, familie cu doi adulți și doi copii, 10.000 de lei lunar. Pentru o familie de doi adulți și un copil, 8.205 lei. Deci împreună o familie care are un copil ar trebui să câștige 8.205 lei împreună ca să aibă un trai decent. O familie de doi adulți fără copii, 6.162 de lei și o persoană singură, adultă, 3.807 lei, adică aproape 770 de euro. Astea sunt, calculele acestea sunt făcute de o fundație germană care are o prezență solidă în România și, mă rog, e o fundație veche, în fine. Dar în același timp, Institutul de Cercetare a Calității Vieții susține că o familie cu doi adulți și doi copii n-ar avea nevoie de 10.000 de lei, ci de numai 6.500 de lei pe lună pentru un trai decent. Și de notat că acest institut ține de Academia Română, adică nu e o fundație germană independentă, nemții cred că au alte standarde. Da. Și aici Academia Română și Institutul de Cercetare a Calității Vieții zice, lasă-mă că ne descurcăm cu mai puțin, adică ce are? Mâncăm covrigi fără... Mai păcălim foame. Mai păcălim, o mai reglăm din pâine. Și v-aș întreba azi, cât cheltuiți voi în familie, pe lună, prieteni, ca să vă simțiți ok și cum vă ține sub control cheltuielile și conturile? Nu știu, aveți cont comun? Eu și cu Ione, de exemplu, avem un cont comun. Și două carduri, fiecare cu câte un card, ca să putem să cheltuim amândoi și la începutul lunii virăm acolo niște bani și practic urmărim cum se duc banii și spre sfârșitul lunii rămânem fără bani. Da. Am descoperit, de exemplu, că banca asta la care avem cont, asta ca o paranteză, nu știu de ce nu m-a anunțat că n-a putut să facă o plată pentru o factură, am de-astea direct debit, ca să se plătească automat pentru gaze, că mai rămăseseră puțin bani și factura a venit mai mare, că e iarnă și brusc am primit o avertizare de la compania de gaze. Știți cum sunt avertismentele alea? Ai întârziat 5 zile, ai senzația că o să descindă mascații de la compania respectivă, din elicopter, direct la tine în living, să stai în gâtul că ai întârziat 5 zile și oricum o să rămâi fără gaz și ai încurcat, plătește imediat. Sigur, am văzut ce s-a întâmplat, trebuie să schimb banca, nu se poate așa ceva, voiam să primesc o notificare. Bun, deci, cât cheltuiți în familie pe lună, ca să vă simțiți ok și dacă vi se par corecte nivelurile respective? Adică ce am zis mai devreme, 10.000 de lei pentru o familie de 2 copii, 2 adulți și 2 copii, 8.200 de lei o familie cu un copil și așa mai departe. Și eu am cont comun cu Ana, adică avem contul ei la care am eu atașat card. Și asta contul e cel mai meu bine. La care ea n-are atașat. Da, asta e, bravo. Ai văzut? Deci eu practic am două conturi și are unul. Dar eu mă ocup de gospodărie, adică știi ce zic? Eu... Băi, deci avem cont comun, am și o card la contul ei. Da, mi l-a făcut mai de mult. Să știi că se confirmă cumva statisticile astea pe care le-ai prezentat tu, suma aia de 8.000 de lei pentru doi adulți și un copil. Că am primit ieri mesaje în timpul dezbaterii pe o altă temă financiară. Ramona din Brașov ne-a scris că au 8.000 de lei cheltuieli, o familie cu un copil mic, dar a precizat atunci că e un caz fericit, fiindcă au joburi în București, că dacă ar fi avut joburile în Brașov, nu s-ar fi ajuns cu banii, că acolo piața e cu 30% mai mică. Uh-huh. Dar asta e o paranteză. În ceea ce privește asta, diferența de majoră, de 30% între cele două studii, cel al Fundației Germane și cel al Academiei, cred că aici e o nuanță a termenului decent, că probabil nemții când se gândesc la viață decentă, se gândesc și la niște
cursuri și la niște vacanțe și la niște mese la restaurant, pe când la noi, cred că oamenii, când spun viață decentă, se mulțumesc să o ducă bine stând acasă, fără să meargă, poate, în străinătate. Nu cred că ies prea mult la restaurant, nu cred că merg prea mult la spectacole. Da. Ori de termenul ăsta decent are valențe diferite în Occident. Da, mă rog, știm, dacă se duc la restaurant, se duc degeaba, că restaurantele și mâncarea e în Germania. Asta e discuție, da. 0372069599. Haideți să vorbim despre cum ne gestionăm cheltuielile comune în familie. Mai folosește cineva cash? Mai există cursuri? Lasă, stai. Nu, dar poate... Știi cum făcea tata? Mama îi dădea banii de salariu, și tata, ții minte, că număra banii și după ce a început să-i pune pe căprării. Avea plicuri pe care scria cu cariocile alea. Da, așa se da, că plăteai facturile. Și începe, pentru gaz, pentru lumină, pentru mâncare, pentru nu știu ce și pentru economii. Și după aia a venit inflația din anii 90 și praf s-au făcut toți banii. Nu, dar aparent destul de mulți oameni vă că și își țin evidența cheltuielilor, așadar asta e. Dacă vă țineți evidența și cam ce bani cheltuiți pe lună și uite, poate o întrebare asta. Dar ce înseamnă pentru voi o viață decentă? Mergeți la spectacole? Da. Adică în banii ăștia intră și niște bucurii așa personale? 0372069599, telefonul nostru, și mesaje pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. Revenim în câteva minute. Deja vin. Ascultători foarte disciplinați sunteți. Da, deci avem o mulțime de mesaje. Frate, vă respect foarte mult pentru felul în care vă țineți sub control cheltuielile și sunteți atenți, cum să spun, până la detaliu pe ce se duc banii. Da, și în linii mari se confirmă cumva statistica, adică până acum, din mesajele pe care le primim, minimum 8.000 de lei cheltuie o familie de 2 adulți și un copil. Uite, avem și un caz un pic mai sus, ne-a scris cineva, familie cu un copil de 4 ani, minimum 12.000 de lei pe lună cheltuim, ieșim săptămânal la restaurant, grădinița costă 2.500 de lei, asta e o grădiniță privată, medicamente 1000 de lei, pentru că e sezonul răcerilor și da, am constatat și eu că a fost răcit Radu, băi, au ajuns medicamentele, da. Sunt un lux, astea de banale de răceală, așa, mâncare e cam 5-6.000 de lei. Exact. Mai facem un city break din când în când, și ăștia sunt banii. Asta este mesajul pe care l-am primit. Am primit un mesaj foarte interesant de la un ascultător care ne-a trimis... Mi se pare că ăsta este nivelul. 12.000 de lei pentru o familie cu un copil mic. Da, asta este. O familie care mi-a face și un city break, merge săptămânal la restaurant, adică e peste medie ca nivel de trai. Să trăiești într-o țară europeană civilizată. Da, grădiniță privată. Da. Așa răceală de 10.000. Da. Poți să o faci și cu aspirină și cu usturoi. Dacă tu dai 10.000, ești boss. Poți să bei ceai și asta e, trece copilul mai greu, tot în 7 zile. Nu, 1000 de lei, a zis, că dă pe medicament. Și am primit foarte tare un Excel de la un ascultător, da, care își ține cheltuielile la virgulă, adică la modul 236 de lei, aia 18 lei sucuri, factură 342, și are omul venituri totale de 11.800 de lei lunar și cheltuieli de 9.700, așadar îi rămân 2.000 de lei savings. Cum semnează? Nu. Deci, dragă ascultătorule care faci Excel, frate, e muncă de chinez ce faci tu acolo, să pui fiecare cheltuială în tabelul Excel. Vezi că există... Asta e o plăcere. Da, există carduri, conturi bancare. Aproape toate băncile fac asta, da, și îți gestionează singure. Ți-l trimit banii exact... În care îți pun banii pe căprării, automat, și poți să vezi oricând ce ai dat, unde, cât și de ce. Bună dimineața, Marius! Salut! Bună dimineața! Salut! Din București vă sun, da. O familie, 2 adulți, 3 copii și o rată la bancă, un credit ipotecar. Eu câștig 7.500, soția indemnizație, copii acasă vreo 5.000. Apar în spunea undeva la 12.000 și nu prea ne descicăm. Da, e în București. Trei copii și o rată. Te omoară grădinița, sau grădinița, școală privată sau de stat? Până acum 6 luni au fost private, acum am mai crescut, merg la stat, acum m-am salvat. Dar nu ne ajung 12.000 de lei, mai am și eu un extra job, am și eu bără timpul liber și ajung undeva la 15.000 de lei, dar... Mai renunțați și voi la un copil? Aș mai vrea unul, dacă mă întreb pe mine. Nu, glumesc, da, e greu cu trei copii. Bravo vouă. Da, te prinde și pleci în vacanță, pleci cu mașina. Nu poți să-ți permiți avion, că sunteți cinci oameni. Nasol de tot. Da, e complicat. Bogdan, bună dimineața. Cu cazările. Bună dimineața, domnilor. Bună. Da, să zicem că eu și cu familia mea ne încadrăm cumva peste
puțin peste rigorile studiului german, altfel trebuie ținute cheltuielile foarte riguros. Eu sunt evreul din casă și le-am imprimat puțin și celorlalți doi. Să fim atenți, și încercăm... Și încercăm să nu cumpărăm lucruri inutile. Să zicem că până la jumătatea anului trecut n-am simțit așa de tare inflația, dar a început să ne sperie puțin în luna aceasta și luna trecută. Gazele au venit undeva la 1000 de lei factura și locuim într-o casă normală de 100 de metri pătrați. Dar de mult facem o economie, punem în timpul anului câte 3-400 de lei. Special pentru iarna. Pentru a acoperi, da, pentru ce va veni. Plătiți facturi în avans, vara? Da, exact. Da, punem cât se poate, 2-300 de lei, cât ne ține cureaua. Și eu am constat... Mulțumesc mult. Și eu am constatat, sau și noi am constatat acasă, că, băi, în ultimele luni nu ne mai ajung bani. Adică, practic, avem același stil de viață, aceleași cheltuieli, ba chiar am călătorit mai puțin în ultimul timp. Dar de vara trecută... Se termină mai repede. Da, de vara trecută n-am mai fost nicăieri, n-am mai avut niciun city break, nimic, pur și simplu. Dar e pentru prima dată când au început să termine banii pe care îi puneam deoparte. Că întotdeauna mai rămâneau ceva. Bă, nu... O să trebuiască să plecăm în străinătate ca să cheltuim la fel. Da, deci, scumpirile sunt crunte, adică da, exact, chiar sunt înspăimântător toate planurile. Alex, bună dimineața. Salut, Alex. Neața, neața. Să știți că și eu fac treaba cu Excel-urile de prin 2017. A devenit așa un fel de boală deja. E un hobby, cred. Păi da, da, da. Dar de ce da, nu e mai simplu? Ajung să le ții. Măi, ia-ți un cont de la bancă. Da, dar și eu și soția avem conturi la vreo 3-4 bănci. Cheltuim de pe fiecare card, fiecare în fiecare zi de pe alt card. Și atunci e mai ușor să le pun pe toate într-un Excel decât să iau raportele de la... Dar de ce n-aveți, n-aveți un cont comun? E mai simplu așa. Virați fiecare acolo cât trebuie. Și... Mai da, e și plăcerea mea. Uh-huh. Păi mine mă deprimă adică... când văd pe ce se duc banii și cât de repede se duc. Ai, da, dar ce am realizat e, adică ce mă interesează pe mine e să văd că procentul de cheltuieli din totalul veniturilor în casă rămâne cât de cât constant. Uh-huh. Ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii 2 ani, pentru că pe aceleași cheltuieli deja s-a dus. Reușești să economisești măcar 20% din ce câștigi sau ce câștigați? Reușiți? Economisim mult mai mult de atât. Ah, bun, deci, okay. Alex, nu-i, dar la Excel folosești funcția astfel încât când depășesc o cheltuială pe anumită... Deci, am pentru fiecare lună, am pentru fiecare lună câte un Excel din care mi se duce automat într-un centralizator anual, într-un alt Excel. Bravo. Nu vrem să mai avem de-a face cu tine, să știi. Ești profesionist. Ne place de tine, mulțumim tare mult. Încheiem cu un mesaj mai... aproape de realitate. Da. Ionel ne scrie că pentru un venit decent la o familie cu doi copii muncește două joburi. Îmi văd copiii atât de rar că n-ar mai fi nicio diferență dacă aș pleca în străinătate. Am venituri de 16.000 de lei lunar și tot nu ne ajung fără lux și opulență. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.